venit la o nouă ediție a știrilor de sabat. Sunt Adelina Ștefan și vă invit să le urmărim împreună. În perioada 11-18 iulie, într-un cadru natural superb, Centrul de Tineret Respiro din Moeciu de Sus a găzduit cea de-a 10-a ediție a taberei de muzică și arte plastice. Cei aproximativ 100 de copii au participat la unul dintre atelierele puse la dispoziție de organizatori, precum vioară, violoncel, instrumente de suflat, desen în creion, pictură, modelaj în lut și fotografie. Tabăra s-a încheiat cu tradiționalul concert instrumental și coral. Acesta poate fi urmărit pe pagina de Facebook Tineret Muntenia, iar în curând va fi difuzat de postul de televiziune Speranța TV. Anul 2021 marchează împlinirea a 150 de ani de la prima traducere modernă a Bibliei în limba bulgară, așa numita Biblie de la Constantinopol. ASI Bulgaria a inițiat recent o serie de evenimente prilejuite de această aniversare. Printre acestea s-au numărat două expoziții de Biblii, lansarea documentarului Secretul din cutie, lansarea unei cărți explicative și istorico-analitice despre această traducere a Bibliei, activități de tip Escape Room dedicate tinerilor și altele. Atât președintele bulgar Rumen Radev, cât și ministrul culturii Velislav Minekov au transmis mesaje speciale pentru a marca evenimentul. Aceasta este cartea care a deschis orizontul spiritual al poporului bulgar, a scris poetul Ivan Vazov. Natalia Randa, o atletă adventistă din Panama, este unul dintre cei 10 sportivi din Panama care concurează la Jocurile Olimpice din Japonia. În ciuda dificultății de a se antrena și a anulării competițiilor la care ar fi putut câștiga punctele necesare calificării, credința ei a devenit tot mai puternică. Am pus toate competițiile și antrenamentele în mâna lui Dumnezeu. Îmi pun încrederea în El pentru că știu că împreună cu El pot face orice, a declarat atleta de 26 de ani, care a început să practice atletismul la vârsta de 12 ani. Mi-am pus întotdeauna cariera în mâinile lui Dumnezeu și m-am încrezut mereu în El, completează Aranda. În toamna anului trecut, Biserica Adventistă din Kagoshima, Japonia, a organizat o serie de prezentări biblice online. Deși conștienți de nevoia de adaptare la mediul online, organizatorii au fost surprinși de lucrurile pe care le-au trecut cu vederea. În timp ce momentul muzical este adesea considerat indispensabil, acesta a redus semnificativ numărul celor care au continuat să urmărească programul. În plus, credincioșii adventiști au învățat că este important să spună nu doar urmărește-te, rog, ci și hai să urmărim împreună. Conținutul de pe internet nu a înlocuit interacțiunea umană, ci cei care au ales să se boteze și majoritatea celor care au solicitat studii biblice prin corespondență cunoșteau deja credincioși adventiști din Kagoshima, a declarat Haruto Kamayama, pastorul bisericii. Rețeaua de sănătate Adventist Healthcare a fost inclusă recent pe lista celor mai buni angajatori din zona capitalei Statelor Unite. Aceasta a fost singura rețea de sănătate dintre cei 200 de angajatori și una dintre cele 12 organizații din categoria celor mai mari companii. Lista a fost realizată de Energage LLC la cererea de Washington Post pe baza răspunsurilor a 3.511 angajați din diferite domenii la un chestionar anonim cu privire la cultura organizațională. Am ocazia de a avea grijă de sănătatea fizică, mentală și spirituală a pacienților, a declarat una dintre persoanele citate de prestigioasa publicație, iar o alta a adăugat: îmi place să vorbesc cu pacienții și să-i văd plecând simțindu-se încurajați. Aici se încheie ediția din această săptămână. Până data viitoare, numai bine!